Aș vrea să-mi exprim toate emoțiile mele și a tuturor prin niște versuri pe care aseară, neputând adormi, le-am pus pe foaie. De-a lungul anilor se știe, Orhei e inima Moldovei, unii care a existat în agonie, foștii primari n-aveau puterea slovii. O inimă ce doar pulsa pentru o simplă viețuire, întunecată în sinea sa, era totală în amorțire. Și iată că într-o bună zi și în Orhei veni norocul, se înseninne și se trezi, și înflori Orhei bobocul, veni la cârmă Ilan Șor, și inima a început să bată, trecu bariere cu un alt spor. Exemplu pentru țara toată, oraș de vis, iluminat, curat și verde ca în poveste, ca scop avea determinat. Moldova, lume, ea privește, ce bine e la mine acasă, alături de ai mei copii, și viața mea e mai frumoasă, și în inimă doar bucurii. Eu vreau să strig acum la cei, ce inima vor să ne-o stoarcă. Sunteți un cap fără temei, lăsați primarul să se întoarcă, acasă, unde e doctorul, de la copil până la bătrân. Vă cerem asta noi, poporul, al nostru șor, nu e bătrân. Ia puneți mintea în mișcare, apreciați-o sau valoare. Noi vrem primarul înapoi, să meargă acasă azi cu noi.